HCZ Leu va întâlni în prima fază a play-off-ului vicecampioana Corona Brașov, meciul dintre cele două echipe fiind programat mâine seară în Sala Sporturilor. Clasată pe locul 6 la finalul returului, Handball Club Zalău va întâlni în faza a doua a campionatului Corona Brașov, vicecampioana ediției trecute și ocupanta locului 3 la finalul returului. Formația pregătită de Gheorghe Tadici a terminat la egalitate meciul tur disputat la Zalău, scor 25-25, iar partida retur au pierdut-o cu scorul de 24-26 după ce brașovencele au avut avantaj de 3 goluri la pauză. Chiar dacă diferența de valoare dintre cele două loturi este destul de mare, managerul Gheorghe Tadici speră ca echipa pe care o conduce să obțină cel puțin o victorie din trei posibile în fața formației de la Poalele Tâmpei. Nimic nu este jucat dinainte. Cred că fetele sunt bine pregătite, au muncit bine în perioada din urmă. Practic pot să spun că am început pregătirea în urmă cu vreo două săptămâni jumate pentru acest play-off, însă sigur că noi avem șansele noastre, dar trebuie să avem în vedere că practic rulmentul sau mă rog corona, cum se numește acum, au pe toate posturile, de la portar la mai puțin la nivel de pivot, de 6 posturi cu jucătoare care sunt în echipa națională și care vor participa și la pregătirea pentru dubla cu Serbia, care a fost în pregătire pentru campionatul european. Asta înseamnă că au ceva în valoare. Avem și noi aturile noastre, sper ca cel puțin primul meci să-l jucăm în condiții de normalitate. Și aici mă gândesc în primul rând la cei care împart dreptatea, acolo în cei doi din teren. Sper să nu fie cele două, pentru că atunci vom avea probleme, indiferent care vor fi cele două. Și să oferim publicului spectator și sălăjenilor satisfacția unei victorii. Echipa zălăoană s-a mai aflat într-o astfel de situație în urmă cu 10 ani, câștigând atunci primul titlu de campioană națională. În urmă cu ceva ani, sigur, s-au făcut niște ani, 10 ani, am mai fost într-o postură din asta în care am jucat cu prima clasată cu Rapidul atunci, din poziție de echipă de pe locul 4 și am reușit o victorie în deplasare și totodată ne-am acontat, ca să spun așa. Deci am luat primul titlu de campioane. Partida dintre Handball Club Zalău și Corona Brașov este programată mâine de la ora 19:30 în Sala Sporturilor.